am spus mai mult, cu atât e mai bună muzica aia. Pentru dumneavoastră, de-aia nu există o muzică, ci există muzici. Pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi se potrivește câte o muzică, cu un mic. Și toate împreună formează o muzică cu un mare. Despre care vorbim noi când ne adunăm în ocazie de asta. Dar fiecare are experiența lui personală, proprie, asupra fenomenului respectiv. Pentru dumneavoastră, personal, pentru fiecare dintre dumneavoastră și dintre noi, o carte bună e aia pe care o citești și o recitești. Una din cărțile pe care le recitesc, cu frecvență aproape anuală, acum am dat seama că am stat la citit-o, dar probabil că l-a trecut un an de când am făcut ultima dată, am mai multe ediții, există mai multe traduceri și le citesc în alternanță. Fac un fel de joc, așa. Le citesc în alternanță diverse capitole. Mai simplu ar fi să înveți, să iei și să citești, dar nu citești. Nu, asta ar fi simplu, n-am timp. Dar ideea următoarea, că acest Coroviev de care v-am povestit, tipul ăsta deșirat cu monoclu și care face un fel de pereche foarte haioasă de adminteri în paginile lui Bulgakov, se relevă la un moment dat că a fost în viața pământească dirijor de cor de biserică. Așa, da. Și la un moment dat, undeva nu departe de primele apariții ale profesorului Volan din Moscova, care, inutil să vă spun, provoacă haos în orașul respectiv. Coroviev supunea unui fel de magii colective un grup de oameni care lucrau într-o întreprindere. De ce? Pentru că acolo exista cineva care era obsedat de activitățile extracurriculare, ca să zic așa. Făceau tot felul de cluburi, de aeromodelist, de lectură, îi nebunea pe oameni, pentru că ea, dacă nu participau la chestiile alea, aveau cazul la serviciu. Era un fel de activist cultural enervat, ca o muscă pe creier, așa.